Mulțumim, frate Liviu, îi mulțumim Tatălui că suntem încă o dată împreună și cred că este o binecuvântare pentru noi de a avea o nouă ocazie de a învăța, o nouă ocazie de a lăuda pe bunul nostru Tată Ceresc. Vom avea cu ajutorul Tatălui o lecție, eu zic, o lecție interesantă, o lecție ușoară, o lecție cunoscută de noi, dar greu de aplicat în fiecare amănunt. Apostolii, în călătoria lor cu Domnul, au ajuns la un moment dat să-L întrebe și să-I zică: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Lecția noastră deci va fi: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Apostolii Domnului au dorit acest sfat din partea Domnului și cred că și dorința noastră astăzi, acum la început de an, este aceeași. Putem zice cu toții: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vom fi bucuroși și mulțumitori Tatălui dacă împreună vom putea învăța doar o mică parte din această temă, deoarece ea este foarte larg răspândită în Sfintele Scripturi. Astfel că lecția noastră, învățătura de astăzi, o vom împărți în câteva puncte deosebite. Primul punct: care este necesitatea și obiectivul rugăciunii stăruitoare? 2. Ce condiții trebuie să îndeplinească rugăciunea noastră ca să fie ascultată? 3. Care este valoarea rugăciunii în secret, în familie și în adunare? 4. Ce lecții despre rugăciune învățăm din exemplu Domnului? Și 5. Ce trebuie să cerem în rugăciunea unită cu vegherea? Iată câteva întrebări la care, sigur, într-un mod destul de imperfect am încercat să răspundem. Punctul 1. Care este necesitatea și obiectivul rugăciunii stăruitoare? Este știut că niciun creștin nu poate să-și dezvolte un caracter bun, iubitor, fără rugăciune. Dar trebuie să știm că rugăciunea nu are de scop să-I spunem Tatălui lipsurile noastre, căci El știe mai înainte de a ne ruga noi de ce avem nevoie. Astfel, rugăciunea este un mod de a recunoaște bunătatea divină prin lucrurile deja primite, cerând ca în continuare grija sa ocrotitoare să fie asupra noastră. Tatăl nostru are în păstrare multe binecuvântări pentru copiii săi, care le vor cere acestea de la El, dovedind prin aceasta dependența continuă față de Creatorul și dorința de a primi lucruri care să fie spre folosul lor spiritual. Suntem la un început de an. Ce dorim noi să împlinim în anul în care am intrat? Cu toții am dorit să fim mai buni. În ce constă a fi mai buni? Eu cred că anul acesta pentru noi toți ar trebui să fie un an în care să se vadă în noi un progres
în ce privește dezvoltarea roadelui Spiritului Sfânt. Să se vadă în noi un progres în asemănarea tot mai mare cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Profetul David în Psalmul 16, versetul 11 scrie: Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Credem că rugăciunea pregătește calea ca aceste binecuvântări să fie ale noastre. Deci rugăciunea nu este numai un privilegiu, ci chiar o necesitate pentru fiecare creștin. Știm că dacă cineva își pierde dorința de a se ruga, de a mulțumi, de a avea părtășie cu Tatăl îndurărilor în rugăciune, el a pierdut spiritul fiesc. Împotriva dorinței de a veni mereu în rugăciune la Tatăl, stă ispita din partea lui Satan, care va zice: Acum ești prea obosit, lasă pe altă dată. Sau, pentru un timp mai favorabil ca acesta. Așa se pregătește drumul unei depărtări de Dumnezeu, prin lipsa de apreciere a marelui privilegiu a rugăciunii sau prin folosirea formală a acesteia și, în final, chiar abandona rugăciunea. Să ne străduim zilnic, frați și surori, nu numai să ne hrănim cu cuvântul divin, dar totodată să-i oferim Tatălui mulțumirile noastre și să-i cerem conducerea sa în orice afacere a vieții noastre, mică sau mare. Lipsa de apreciere a rugăciunii duce la răceală, la slăbirea în privința lucrurilor spirituale și la necredincioșie, apoi, în final, la moarte. Credem că rugăciunea stă în strânsă legătură cu progresul în lucrurile spirituale și cu dezvoltarea noastră în roadele Spiritului. Pentru a ne învăța necesitatea rugăciunii stăruitoare, Domnul nostru a spus o pildă în Luca, capitolul 18, versetul 1. Pilda judecătorului nedrept. În încheierea acestei pilde se arată că, așa cum acest judecător a făcut dreptate femeii datorită insistenței ei, tot așa și Tatăl Ceresc va face dreptate aleșilor săi, care strigă zi și noapte către el. Stăruința în rugăciune, deci, dovedește din partea noastră seriozitatea cererii noastre și dacă răspunsul pare să întârzie, să așteptăm cu răbdare. Știm că binecuvântarea va veni la timpul Domnului, chiar dacă a fost reținută pentru o vreme spre binele nostru. Un exemplu de rugăciune stăruitoare găsim în comportamentul lui Neemia, care s-a rugat Domnului pentru a rezidi zidurile cetății Ierusalimului și a repara porțile. Neemia s-a rugat 4 luni, până ce rugăciunea sa a fost ascultată și a avut ca răspuns o îngăduință din partea împăratului de a se duce în Ierusalim și a rezidi zidurile și a drege spărturile cetății. În aceste 4 luni credem că Neemia n-a încetat să se roade și Dumnezeu a pregătit inima împăratului ca să colaboreze cu Neemia în rezidirea cetății. Aici este o lecție pentru noi toți, de a fi stăruitori în rugăciune și de a colabora cu Dumnezeu în realizarea cererilor noastre. Nu de mult am învățat un alt exemplu de stăruință în rugăciune și de colaborare cu Dumnezeu în realizarea cererilor noastre. Acest exemplu l-am găsit în comportamentul împărătesei Estera.
Ne amintim cu toții cum Estera era îndemnată să intre la împărat ca să salveze întreaga națiune, tot poporul Israel care era atunci în capitala Susa și în alte localități, în alte cetăți. Ce a făcut împărăteasa Estera? Știind că intrarea la împărat fără ca să fie chemat se pedepsea aspru, chiar cu moartea, ea a trimis vorbă lui Mardoheu ca atât el, cât și alți evrei din cetatea Susa să postească și să se roage împreună cu ea și ea va face așa cu slujnicile ei și va intra la împărat în ciuda poruncii și dacă a fi să mor, voi muri. 3 zile s-a rugat și a postit. 3 zile a durat până când răspunsul la rugăciune a venit. Cum a venit răspunsul la rugăciune? În aceste 3 zile Dumnezeu pregătește inima împăratului ca să poată să-i întingă toiagul și să zică: ce vrei, împărăteasă Estero? Chiar dacă vei cere jumătate din împărăție, ți-o voi da. Cine a făcut ca inima împăratului să fie binevoitoare față de Estera? Cred că Dumnezeu. Dar cum a ajuns ca acest împărat să fie potolit și să fie îndemnat spre bunăvoința împărătesei? Datorită rugăciunilor Esterei și a celor din capitala Susa. Punctul 2. Ce condiții trebuie să îndeplinească rugăciunea noastră ca să fie ascultată? Deși facem parte din neamul omenesc căzut în păcat, Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă păcătoși. Astfel a dat pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Aceasta pentru a ne putea primi în familia Sa ca fii, dându-ne dreptul să-L numim Tatăl nostru. Cât de mult au dorit vrednicii din vechime să aibă un asemenea mântuitor. Iov, în strâmtorarea lui, a dorit acest lucru în mod deosebit. Să aibă un asemenea apărător cum avem noi în Isus. Isus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Astfel învățăm că ne putem adresa Tatălui în rugăciune cu respect, simplitate, reverență și numai în numele Domnului Isus. Primul gând al nostru când ne adresăm Tatălui în rugăciune nu trebuie să fie unul egoist, ci sfințirea numelui Tatălui nostru să fie primul lucru în toate scopurile și planurile noastre. Învățăm să nu ne rugăm pentru nimic ce nu ar fi aprobat de voința divină, să nu cerem nimic nici pentru noi, nici pentru iubiții noștri, ce n-ar fi spre cinstirea numelui Tatălui nostru. Este evident că în timpul nostru, cu toată creșterea în cunoștință despre Dumnezeu și planul Său, această atitudine reverențioasă, respectuoasă față de Creatorul nostru, este tot mai puțină între creștini, care cu siguranță va duce la multe rele și în final la anarhie. Marele profet al lui Dumnezeu, Daniel, este pentru noi un măreț exemplu de rugăciune smerită, reverențioasă față de Creatorul Universului. El nu s-a rușinat să se plece înaintea lui ca înaintea unui împărat vrednic de cinste și închinare, socotind un privilegiu de a avea părtășie continuă cu Creatorul său în rugăciune, în ciuda poruncii date de împăratul Babilonului. Este sigur că niciun creștin nu poate să-și dezvolte un caracter compus din aur, argint și pietre scumpe fără a avea regularitate în rugăciune, ba, am putea spune fără îngenunchiere în rugăciune. Aici ne amintim
E mana din 2 August, pe care vă rog să o citiți acasă. În mana din 10 iunie citim: rugăciunea este dorința sinceră a sufletului exprimată în cuvinte sau fără cuvinte. Dacă ne întoarcem din nou la rugăciunea lui Neemia, vom vedea că atitudinea sa în rugăciune era una plină de recunoștință, de reverență față de Dumnezeu, privind grija pe care a avut-o față de Israel. De asemenea, el, Neemia, este gata să mărturisească că poporul a păcătuit, dar că acum se întoarce cu multă părere de rău și dorește să umble în frică de Dumnezeu. Luăm de aici o lecție însemnată: că noi nu putem fi mai buni decât acest popor Israel, să ne mărturisim deci păcatele noastre în rugăciune înaintea Tatălui și să ne hotărâm că vom face tot mai mult voința sa în viața noastră și astfel vom primi imediat odihna sufletului, după ce vom face totul pentru a îndepărta răul făcut. Ne amintim de o subliniere a Domnului care spune cam așa: dacă aveți vreo problemă cu cineva, nu vă grăbiți să vă aduceți darul la altar înainte de a vă rezolva problema. Iată ce nevoie este ca să fim atenți la sacrificiile noastre, când și cum le aducem. Nu cumva ele să fie respinse datorită neascultării noastre și nerezolvării unor probleme care ne stau împotrivă. Deci cuvintele Domnului sunt: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, du-te, te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul. Punctul 3. Care este valoarea rugăciunii în secret, în familie, în adunare? Dar înainte de a analiza valoarea rugăciunii în secret, să învățăm împreună ce legătură este între post și rugăciune. Ce legătură este între post și rugăciune? Știm cu toții că la poporul Israel, cu diferite ocazii, Dumnezeu le spunea să se curețe, adică să se spele, să se schimbe de haine, să facă băi, în vederea unor lucruri speciale care aveau să urmeze. Acestea credem că sunt un tip a modului în care un creștin se poate apropia de Dumnezeu în rugăciune. Să privim din nou la Daniel, care atunci când trebuia să primească de la Domnul un răspuns special, el s-a rugat și s-a disciplinat, adică a practicat lepădarea de sine, aducându-se într-o stare de inimă și a minții plăcută lui Dumnezeu. Cât de cu drag ne amintim de acești scumpi evrei din Babilon. Nu vrem să ne spurcăm cu mâncărurile de la masa împăratului. N-a fost un lucru mic această cerere a lor, dar cineva a vegheat asupra lor și a făcut ca acel care era peste ei să aibă o inimă bună și să-i pună la încercare, așa cum Daniel a cerut. Pune-ne la încercare 10 zile și vei vedea dacă robii tăi nu vor arăta mai bine decât ceilalți. Și astfel Daniel și-a pregătit inima ca atunci când venea în rugăciune la Dumnezeu să poată fi ascultat. Deci, privind la Daniel când trebuia să primească un răspuns de la Domnul special, nu numai că s-a rugat, dar și s-a disciplinat, practicând lepădarea de sine. Dacă aceste proceduri ale celor din vechime au fost plăcute Domnului, avem în Noul Testament exemple de posturi literale. Aici îl vedem pe Domnul nostru postind 40 de zile și rugându-se pentru a putea înțelege și aprecia planul divin cu privire la misiunea sa pământească. Și Apostolul Pavel,
Ne spune că în urma lucrării de propovăduire a Evangheliei a fost deseori bătut, închis și deseori a postit. Vedem că uneori au suferit de foame și uneori și-au impus o dietă mai simplă ca să fie cât mai aproape de Domnul. Astfel, dragilor, când avem o dorință arzătoare de a ne lepăda de un obicei sau o slăbiciune corporală, este bine să ne rugăm și totodată să postim și chiar a ne folosi de băi literale pentru a arăta seriozitatea cererii noastre, care nu este doar o dorință momentană, ci o adâncă și serioasă dorință a inimii. Valoarea rugăciunii secrete. În Evrei, capitolul 4, versetul 16, citim: Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și har la vreme de nevoie. Este un îndemn de a veni în rugăciune la Tatăl și avem promisiunea ascultării cererilor noastre. Aici nu este nicio limită privind timpul cât suntem în rugăciune. Domnul s-a rugat toată noaptea. Nu ne-am putea face asta fără să ne repetăm și nici nu trebuie să încercăm acest lucru. În secret, putem cere orice credem că este spre binele nostru spiritual și a celor ce depind de noi, având asigurarea că vom fi ascultați. Domnul ne învață: intră în odăița ta, închide ușa după tine. Este de dorit să avem, fraților, un loc liniștit unde ne putem ruga în liniște, nestingheriți de alte persoane sau chiar și mintea noastră să fie dezlipită de cele lumești. Unde un asemenea loc nu este posibil și unde nu ne putem pleca în genunchi și nu ne putem folosi vocea nici în șoaptă, avem marele privilegiu de a comunica cu Tatăl doar în minte. Astfel, chiar pe stradă sau în călătorie, putem să ne ridicăm în rugăciune la Tatăl în mintea și în inima noastră. Cel ce practică rugăciunea mai mult va simți binecuvântări mai mult. Rugăciunea în familie. Este un mare privilegiu ca familia să se adune într-o unitate în rugăciune și să ceară împreună protecția și ajutorul divin peste fiecare membru în parte. Este de datoria preotului familiei de a îndemna pe membrii ei la reverență, mulțumire și laudă față de Creatorul nostru. Și dacă seara familia poate să simtă supravegherea de peste zi, este o binecuvântare a se uni din nou, aducând mulțumirile noastre la tronul Harului Divin, aceasta aducând mai multă binecuvântare asupra familiei, după cum uleiul din ulciorul vădui s-a mulțit când a fost turnat pe rând în vase. Cu 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1 până la 7. Rugăciunea în biserică. Retragerea familiei credincioșilor separat de lume și de spiritul ei este un loc potrivit pentru a veni la Domnul în rugăciune. A neglija privilegiul mare al rugăciunii în adunare înseamnă o pierdere a binecuvântării, a bucuriei, a puterii și a privilegiului de serviciu. Și aici trebuie să ținem seama de necesitățile vitale ale adunării, a ne strădui să rostim cuvinte simple și cu voce auzibilă, să avem o atitudine plină de reverență față de Creatorul nostru și să-i cerem în mod deosebit umplerea cu Spiritul Sfânt în inimile participanților. Avem acest privilegiu a rugăciunii și în public mai larg, unde vom cere binecuvântarea divină peste toți cei prezenți, ținând seama de a nu fi prea lungi în cererile noastre și să ne rugăm să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, ca în final toți să poată spune amin cu mintea lor sau chiar cu vocea lor. Punctul 4.
Ce lecții despre rugăciune învățăm din exemplul Domnului? Citim despre Domnul că după ce s-a despărțit de mulțime, a căutat singurătatea în munte, petrecând în rugăciune. El s-a rugat și în prezența ucenicilor, aceștia auzind cuvintele sale, dar întotdeauna, în prezența lor, s-a rugat cu rugăciuni scurte. Dorința părtășiei cu Tatăl l-a îndemnat pe Domnul să se retragă deseori în singurătatea muntelui pentru a se încuraja și a primi nou zel în lucrarea sa. Poporul Domnului poate învăța din procedura Domnului că în toate datorințele vieții să simțim nevoia de a fi în cele ale Tatălui și aceasta ar implica rugăciuni scurte. Să nu folosiți repetări fără rost, ca păgânii, care gândesc că dacă spun o mulțime de cuvinte vor fi ascultați. De asemenea, când ucenicii au cerut de la Domnul să-i învețe să se roage, le-a dat o rugăciune scurtă, rugăciunea Tatăl nostru. Totuși, în particular, când simțim binecuvântare divină asupra lucrului nostru, putem rosti rugăciuni mai lungi. Mulțumirile noastre exprimate în rugăciune pot fi cât de lungi pentru îndurările și favorile deja primite. Ucenicii Domnului, nefiind concepuți de spirit, nu puteau compătimi cu starea de încercare prin care a trecut Domnul nostru. Astfel, Domnul era nevoit să caute la Tatăl sprijin și ajutor și încurajare în încercări. Tot așa toți credincioși, trecând prin diferite experiențe în care frații nu-i pot ajuta și compătimi, avem la Tatăl un mângâitor care ne va ajuta la orice timp de nevoie. Dacă citim despre rugăciunea Domnului din Ioan, capitolul 17, vom învăța unele lecții interesante cu privire la noi. În această rugăciune se vede clar grija care o purta Domnul nostru față de ucenicii săi, știind că ei rămân în lume și vor trece prin multe experiențe. Asemenea Domnului, și noi avem marele privilegiu de a ne ruga pentru frați, pentru acei ce trec prin grele încercări, ca ei să fie păziți de puterea divină, ieșind biruitor din aceste încercări prin credință. De asemenea, ca o încurajare pentru noi, auzim cuvintele Domnului nostru din Ioan 17, versetul 20. Și nu numai pentru ei mă rog, ci pentru toți aceia care vor crede în mine prin cuvintele lor, ca tu să îi păstrezi să fie una. Deci, rugăciunea Domnului s-a extins ca să cuprindă pe toți aceia care vor crede în Iisus prin mărturia apostolilor în toată perioada vârstei evanghelice. Știind că în lume vor trece prin împotriviri, s-a rugat ca ei să poată fi într-o unitate și să poată suporta prigonirile și ura din partea lumii, asigurându-i că separarea de obiceiurile și practicile lumii creștine le va aduce persecuții, dar că aceasta este singura cale pentru cei biruitori, menționând că adevărul nu este popular și că eroarea va fi des întâlnită. Mai învățăm că Domnul a indicat în rugăciunea sa calea care ne poate duce la sfințire, zicând: sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Înțelegem de aici că este un adevăr care sfințește. Și acesta este adevărul cu privire la caracterul și planul Tatălui nostru ceresc. Astăzi, prea puțin apreciază necesitatea învățării unei doctrine adevărate. Majoritatea creștinilor se hrănesc cu amestec de adevăr și erori, care sunt ofensatoare la adresa Creatorului nostru. Dar este încă actuală chemarea: poporul meu, ieșiți din Babilon
Și acei ce găsesc calea să iasă, nu numai că au lepădat păcatul și trăiesc în dreptate, nu numai că au lepădat învățăturile ofensatoare la adresa Tatălui, dar în inima lor trebuie să adune acele învățături care să-i sfințească și să-i țină separați de lume și de scopurile și ambițiile ei egoiste. Deși nu putem stabili azi dreptatea și pacea pe pământ, toți urmașii Domnului, după ce au primit lumina, trebuie să umble în lumină și să facă tot ce pot pentru a se împotrivi păcatului și a lupta pentru dreptate și corectitudine. Mai învățăm de la Domnul că, după cum Tatăl l-a înălțat pe El, tot așa Iisus dorește ca cei ce îl vor urma să fie asemenea Lui. Tată, doresc acolo unde sunt eu să fie și cei ce au crezut în mine. Aici se vede foarte bine altruismul sau iubirea Fiului iubit al lui Dumnezeu, care n-a socotit că ridicarea unora la gloria sa ar dăuna onoarei sau gloriei sale. Este o lecție pentru toți creștinii care caută să fie asemenea Domnului lor, să respingă din mintea și din inima lor orice gând de rivalitate și să se bucure de dezvoltarea oricărui membru din corpul lui Hristos angajat în serviciul Domnului. Deci, după cum vedem, Domnul nostru în perfecțiunea sa a avut nevoie de părtășie și comuniune cu Tatăl în rugăciune pentru a realiza lucrarea încredințată Lui. Noi, ucenicii Lui imperfecți, avem mult mai multă nevoie să căutăm la Domnul îndrumare, mângâiere și curaj în toate încercările ce le întâmpinăm pe cale. Punctul 5. Ce trebuie să cerem în rugăciunea unită cu vegherea? Cererile noastre către Dumnezeu să fie pentru har, pentru înțelepciune, pentru ajutor de a dezvolta roadele Spiritului și pentru ocazii de a servi Domnului și fraților. În Luca, capitolul 11, versetul 13, scrie: Dacă voi fiind răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Astfel, înțelegem că umplerea noastră în măsură tot mai mare cu Spiritul Sfințeniei, Spiritul Adevărului, Spiritul Chipzuinței, Spiritul lui Hristos și Spiritul Iubirii trebuie să fie esența rugăciunilor noastre. Pentru aceasta vă recomand să citim mana din 4 decembrie, mana de zi. Dacă umplerea cu Spiritul Sfânt este dorința noastră arzătoare, avem asigurarea că cele pământești ne sunt date pe deasupra și pentru binele nostru cel mai înalt. Totodată Tatăl ne va arăta care sunt piedicele care opresc umplerea noastră cu Spirit și ne va ajuta să le îndepărtăm. Domnul nostru ne spune în Marcu, capitolul 14, versetul 38, rugați-vă pentru ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Lecția pe care o învățăm din aceste cuvinte este că poporul Domnului nu numai să se roage, dar să și vegheze. Adică, uneori rugăciunile noastre pot ajunge să fie o formă, o ceremonie de pe buze, dar inima să fie cu totul în altă parte. Vegherea, deci, are rolul de a ne păzi împotriva uneltirilor celui rău, care ne poate lipi inima de bunurile acestei lumi, de glorie pământească, de plăceri pământești, de avere, de alte lucruri. De asemenea, răul poate lua forma unei lumini noi, deosebite, care ne poate lega în lanțurile bisericismului, îndepărtându-ne de vestea bună a Evangheliei. Astfel, rugăciunea ar reprezenta credința
Dar vegherea ar arăta faptele care trebuie să o însoțească. Dragi frați și surori, este bine ca spiritul rugăciunii să fie cu noi în orice lucru, dorind să-l facem întotdeauna după buna sa plăcere, după buna plăcere a Domnului, fiind scăpați de ispitele ce ne pot înconjura. Dacă rugăciunea este esențială unei vieți creștinești, credem că în viitor, oamenii care vor trece în împărăție, tot prin rugăciune vor cere pe iubiții lor să iasă din mormânt, iar Tatăl, la timpul și în modul său, le va asculta rugăciunea. În încheiere, aș dori să rămânem cu câteva concluzii privind necesitatea rugăciunii. 1. Rugăciunea este dorința sinceră a sufletului, mută sau spuse prin cuvinte. 2. Mijlocul apropierii noastre de Dumnezeu în rugăciune este prin Hristos. 3. Rugăciunea în secret, în familie sau adunare, aduce mari binecuvântări. 4. Domnul nostru a avut nevoie de părtășie în rugăciune cu Tatăl. Noi și mai mult avem această nevoie. 5. Umplerea noastră cu Spirit Sfânt ar trebui să fie esența rugăciunilor noastre. Aș dori ca toți de aici să apreciem tot mai mult privilegiul rugăciunii și să fim tot mai veghetori împotriva uneltirilor celui rău. Dumnezeu să ne ajute să urmăm exemplul Domnului Iisus, care s-a rugat neîncetat și a fost ascultat din pricina evlaviei Lui. Amin.